Nona l-a uitat definitiv pe Patrick. Bruneta a luat pe toată lumea prin surprindere când a apărut la brațul altui bărbat. Totul s-a întâmplat de ziua îndrăgostiților. Nona pare că l-a șters pe Patrick din suflet și din gând. Bruneta s-a afișat recent alături de un bărbat misterios. Nona și Patrick au format unul dintre cele mai susținute cupluri din sezonul al doilea al emisiunii Casa Iubirii, însă drumurile lor s-au despărțit după doar câteva luni de relație. În timp ce tânărul își caută din nou jumătatea în emisiunea de la Canal de, Bruneta pare că și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat. Nona, din nou îndrăgostită. Bruneta și actualul concurent de la o casa iubirii s-au cunoscut în cadrul emisiunii matrimoniale de la Canal D. Acolo unde s-au îndrăgostit la prima vedere. Nu a durat prea mult până la primul sărut, urmând să-și oficializeze relația destul de rapid. Și-au continuat povestea de iubire chiar și după ce au părăsit competiția matrimonială, însă, după câteva săptămâni de relație în afara platourilor de filmare, și-au spus-i Ulterior, Patrick s-a întors în emisiunea de la Canal de în calitate de concurent, rămânând acolo chiar și în al treilea sezon. În ceea ce o privește pe Nona, Bruneta a mai încercat să-și refacă viața sentimentală, dar nu a funcționat iar după declarațiile pe care ea le făcea în mediul online, părea că tot la Patrick îi stă gândul. Acum, în timp ce tânărul încearcă să o cucerească pe Larisa în casa iubirii, Nona apare că și-a revenit total după despărțirea lor, dovadă fiind ultimele imagini pe care le-a publicat pe internet. Mai precis, pe pagina sa de Instagram, fosta concurentă de la canal de apostat, chiar de ziua îndrăgostiților, o fotografie în care apărea la brațul unui bărbat misterios, căruia nu a vrut să-i arate fața. Totuși, Bruneta părea foarte fericită și îl ținea strâns de braț pe tânărul respectiv. Imaginile au fost ulterior repostate de fanii ei și ai lui Patrick și pe alte rețele de socializare, iar toată lumea are acum o singură întrebare, să fie bărbatul misterios din acea fotografie noul iubit al Nonei? Ultimele declarații ale Nonei despre Patrick După ce l-a văzut pe Patrick în noul sezon de la O Casa Iubirii, Nona nu s-a putut abține și a vorbit despre el pe rețelele de socializare. În urmă cu câteva săptămâni, atunci când tânărul încă se afla într-o cunoaștere cu Virginia, fosta lui iubită a apărut într-un live pe TikTok cu Antoni, alt fost concurent al emisiunii matrimoniale. Atunci, Nona a fost întrebată de Anton ce părere are despre Virginia, iar Bruneta nu a stat prea mult pe gânduri până a oferit un răspuns. A spus clar că, în viziunea ei, Patrick nu se potrivește cu o altă fată în afară de ea. Antoni, ți se pare că noua lui cucerire seamănă cu tine? Nona, nu, nu are nimic cu mine. Ție ți se pare așa? Nici de cum, noi două nu avem nimic. Antoni, ți se pare că se potrivește cu ea? Nona, normal că nu. El se potrivește numai cu mine, au discutat Nona și Antoni, în live-ul de pe TikTok.